O oaie și doi saci de cartofi, asta au oferit liderii unei regiuni din Rusia familiilor celor care au fost trimiși pe frontul războiului din Ucraina. De asemenea, familiile mai sărace vor mai primi și 50 de kilograme de varză, potrivit șefului Republicii Tuva din sudul Siberiei. Serviciul de presă al Republicii a raportat de asemenea că primii 91 de berbeci au ajuns deja la familiile nevoiașe. Autoritățile afirmă că distribuirea oilor ar trebui să fie finalizată înainte de sfârșitul acestei săptămâni, fără a preciza însă numărul total de bărbați mobilizați pe front.